Vă salut, dragilor! Astăzi m-am gândit să abordăm un alt tip de subiect, să lăsăm plantele puțin deoparte și să vorbim despre sarea amară. Sarea amară, cunoscută și sub denumirea de sulfat de magneziu, are diferite proprietăți benefice și este utilizată în grădinărit, uz casnic și în detoxifierea organismului. Aceasta se diferențiază de sărurile tradiționale prin faptul că este un compus mineral creat din magneziu și sulfat, două elemente cu proprietăți uimitoare. Magneziul are un rol important în organismul nostru, fiind responsabil de buna funcționare a sistemului nervos și a mușchilor, iar sulfatul ajută la absorbția nutrienților, la eliminarea toxinelor și ameliorarea durerilor de cap. Sarea amară este recunoscută drept o metodă de prevenire și în același timp drept un remediu pentru o mulțime de afecțiuni care au ca țintă starea noastră de sănătate. Deși pare similară cu sarea de masă și este deseori dizolvată în băi, gustul său este diferit, este amar și greu de suportat pentru unele persoane. Când este dizolvată în apă, sarea amară eliberează ion de magneziu și sulfat. Aceste particule pot fi absorbite prin piele dacă o utilizați în apa de baie, oferindu-vă magneziu și sulfați care servesc funcțiilor corporale importante. Pielea este un țesut uimitor care poate absorbi minerale și elimina toxine în fiecare zi. Folosind un puternic mineral cum este sulfatul de magneziu, într-un mediu ca apa de baie, se creează procesul numit osmoză inversă. Acest proces elimină toxinele și permite magneziului și sulfaților să intre în organism. Utilizată extern, sarea amară este un remediu excelent împotriva durerilor și inflamațiilor. Aceasta ușurează disconfortul gutei dacă țineți partea afectată în apa caldă în care adăugați 2-3 lingurițe de sare amară. Este un tratament foarte eficient și pentru ameliorarea febrei musculare și a bunei funcționări a mușchilor, nervilor și enzimelor din organism. Acest lucru este posibil deoarece reglează nivelul de electroliți din corp, magneziul fiind principalul conductor de impulsuri electrice din organism. De asemenea, vindecă tăieturile. Un amestec de sare amară și apă caldă pus pe rană va grăbi vindecarea. În plus, ajută la construirea moleculelor de proteină în țesutul cerebral și articulații. Contribuie la prevenirea bolilor cardiace și la sănătatea inimii prin îmbunătățirea circulației sângelui, prevenirea cheagurilor de sânge, protejarea elasticității arterelor și reducerea riscului de deces prin infarct. Utilizarea regulată a sulfatului de magneziu îmbunătățește sănătatea, inclusiv ajută în unele afecțiuni precum piciorul de atlet, ciuperca de la unghiile de la picioare, guta, entorse, vânătăi și dureri musculare. Nivelurile adecvate de magneziu sunt esențiale pentru gestionarea somnului și a stresului, deoarece magneziul ajută creierul să producă neurotransmițători care induc somnul și reduc stresul. Acesta poate ajuta organismul să producă și melatonină, un hormon care ajută la buna funcționare a somnului și odihnei. Există un număr uluitor de persoane care nu obișnuiesc să includă alimente care conțin magneziu în hrana lor zilnică și intervine deficiența acestui mineral. Băile cu sare amară pot ajuta la acest lucru, ridicând și nivelul de relaxare și de îmbunătățire a stării de spirit. Sarea amară poate fi aplicată și pe piele ca un tratament cosmetic sau luată oral ca supliment sau laxativ. Intern, aceasta acționează ca un agent pentru detoxifiere. În multe videoclipuri vorbesc despre importanța detoxifierii. Acesta este un instrument absolut vital pentru toți cei care sunt preocupați de sănătatea lor. Am auzit de foarte multe ori profesioniști care lucrează în domeniul sănătății și sunt împotriva curelor de detoxifiere, susținând că organismul are capacitatea de a se detoxifica de la sine, într-un mod natural. Sunt de acord cu această afirmație, cu faptul că organismul este o mașinărie extraordinară, dar nu mai este valabilă în zilele noastre. La numărul imens de factori nocivi la care suntem expuși zi de zi, la cât de nenatural sunt aceștia și la daunele pe care le produc ei în organismul nostru, trebuie să ne ajutăm corpul prin intermediul curelor de detoxificare și de purificare, întrucât este pur și simplu copleșit de oceanul de factori nocivi cu care se confruntă zilnic,
fiind incapabil să-i elimine în mod natural. Când sarea amară este folosită în curele interne, are efecte puternice laxative, deoarece absoarbe foarte bine lichidele, mărind astfel volumul de apă din intestin, fapt care poate fi de ajutor temporar în combaterea constipației. Dr. Andreas Moritz utilizează sarea amară ca unul din ingrediente pentru detoxifierea ficatului și a vezicii biliare. Sulfatul de magneziu nu este recomandat celor care suferă de gastrită hiperacidă și celor care suferă de ulcer gastroduodenal. Totodată, persoanele cu boli de rinic sau boli de inimă, femeile însărcinate și copiii, nu ar trebui să consume sare amară. În timp ce sulfatul de magneziu este în general sigur pentru utilizarea externă, există câteva efecte negative care pot apărea dacă o utilizați incorrect intern. În primul rând, are efect laxativ, iar consumul acesteia poate duce la diaree, balonare sau durere abdominală. De aceea este recomandat să începeți doar cu un strop de sare la o cană de 250 ml și niciodată să nu adăugați mai mult de o ringuriță. Supradozajul poate duce la efecte adverse grave, precum comă, paralizie sau deces. Pentru frumusețe, sarea amară exfoliază celulele moarte, curăță tenul, îndepărtează punctele negre, îndepărtează mirosul neplăcut al picioarelor și conferă volum părului. Pentru uz casnic, poate fi utilizată la curățarea mașinii de spălat pentru a îndepărta depunerile de detergent. Puteți crea un săpun lichid din ulei de bebeluș amestecat cu sare amară. Aceasta are beneficii și pentru grădinărit. Poate fi utilizată ca fertilizator pentru plantele de interior, păstrează gazonul verde și ține la distanță într-un mod natural dăunătorii plantelor. Acestea au fost informațiile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. Orice formă de autotratament sau program alternativ de sănătate trebuie să implice acceptarea unui anume nivel de risc de către persoana în cauză, iar cine nu dorește nu este cazul să o facă. Chiar și când luăm pastile, acceptăm nivelul de risc care există în secțiunea de contraindicații. Consultați medicul înainte de a lua orice decizie în materie de sănătate. Punctele de vedere formulate, sugestiile și trimiterile pe care le conțin acest canal se întemeiază pe experiența mea și sunt destinate în exclusivitate studiului și cercetării personale. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc toate cele bune!